Cartea Sfântă la Ioan, capitolul 12, voi citi de la versetul 20, pagina 1043. Ioan 12, începem cu versetul 20. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la prasnic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns: nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Norodul i-a răspuns: noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în veac. Cum zici tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiul al omului? Iisus le-a zis: lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. În aceeași Evanghelie după Ioan, în capitolul 5, versetul 23, scrie că tot să cinstească pe Fiul cu cinstesc pe Tatăl. Așa că să fie binecuvântat și Tatăl și Fiul. Amin. Tatăl pentru planul care l-a făcut în sine însuși, Domnul Iisus pentru că în El a fost realizat planul mântuirii și prin Duhul Său cel Sfânt este pus în aplicare și noi suntem mântuiți, lăudați să fie Domnul. Apreciem că ați venit la adunare, dar ca să fiți de apreciat până în capăt, trebuie să fiți atenți, ca să fie cu folos slujba de aici. Că nu toți copiii care umblă la școală vin și cu lecția învățată. De aceea să ne dea Domnul o minte agere și, cum scrie în profetul Isaia, să ascultăm ca niște ucenici care și vor să învețe. Aș pune un titlu la ceea ce voi zice, sub cuvintele: alege ca Domnul Iisus Hristos. Vreau să vedem așadar mai întâi cum a ales sau ce a ales Domnul Iisus Hristos. Am citit acest pasaj mai lung ca să ne fie proaspăt în minte. Deci niște oameni din Grecia, cu ocazia unei sărbători, s-au dus la evrei, la Ierusalim. Probabil erau prozeliți, adică dintre neamuri, dar care fuseseră botezați și ca și religie deveniseră la fel ca și evreii. Cred că auziseră despre Domnul Iisus, cine n-auzise de El, și Irod și mulți alții. Și cum i-au spus lui Pavel cândva, an mai târziu, ia să vedem ce spune palavragiul acesta, scrie în Fapte 17 că grecii nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să audă ceva nou. Și cu siguranță Domnul avea ceva nou. Și au zis,
versetul 21, întâlnind pe un ucenic: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus, că doar atunci nu se putea vedea pe internet, nu? Să vizualizăm și noi, să auzim. Filip a spus încă la un alt ucenic, Andrei, și s-au dus la Domnul Iisus și i-au spus ce doreau grecii. Și ca și în alte dăți, Domnul n-a răspuns cum a fost întrebat, a răspuns cum trebuie. Și a zis, poate i-a surprins pe ucenici: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. După părerea unora, eu nu știu, doar am auzit, poate a fost atunci pentru Domnul Iisus o ispită. Știți că scrie în altă parte în Evanghelie că zicea unii, doar n-are să predice printre greci. Cu alte cuvinte, dacă nu mai vroiau iudeii, să meargă la greci. Dar Domnul spune, nu mă puteți abate de la scopul meu. Versetul 27, acum sufletul meu este tulburat. Domnul știa că se apropie momentul răstignirii. A lăsat la o parte propunerea grecilor, ce știu ce au fi vrut ei. Și a zis, ce voi spune, tată, să mă izbăvești de ceasul acesta? Ci, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Adică Domnul Iisus Hristos a ales să facă voia Tatălui. Pentru asta a venit din cer. Spune la Filipeni, la capitolul 2, citesc de la versetul 5, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat, versetul 6 și 7, de sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. S-a făcut ascultător până la moarte și Domnul știa că urmează acel moment și încă moarte de cruce. Aceasta a ales. Și spune, dacă tot rămânem aici, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, spune în versetul 28, eu nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc cum m-a învățat Tatăl. Cel ce m-a trimis este cu mine, nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Așadar, din nou Domnul a avut de făcut o alegere și nu s-a lăsat abătut. Știți că și ucenicii au spus, Petru scrie în Matei 16, să te ferească Dumnezeu, cum să ajungi tu la cruce? Dar spune în Psalmul 40, Evrei 10, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și voia lui Dumnezeu era ca El să moară pentru noi, să fie jertfă de ispășire. Dar vă rog să rețineți că Domnul Iisus a avut de ales nu doar între voia Tatălui și voia oamenilor, cum îi spune lui Petru, tu acum nu mai ai gândul lui Dumnezeu și gânduri de ale oamenilor, acolo era pe rol și Satana. Spune în versetul 31, acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii va fi aruncat afară. Și întorc două foi în Scripturi și vă citesc din 14 cu 30. Nu voi mai vorbi mult, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine, dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și fac cum mi-a poruncit. Deci a avut Domnul Iisus de ales între voia Tatălui și în partea cealaltă voia oamenilor, propunerile diavolului. Știți că și la ispitirea din pustie, după ce a fost botezat, diavolul i-a făcut o propunere. Toată lumea ți-o dau, dar fă voia mea, închină-te. Și Domnul a rămas pe poziție de la început până la sfârșit și a zis, Domnului Dumnezeu, te-ai slujești și numai Lui să te închini. Slăvit să fie Domnul că a ales bine. Dar vă rog să rețineți, a ales moartea în loc de viață, a ales crucea în loc de slavă. Evident, slava lumii. El a fost foarte hotărât, n-a avut îndoieli. Am citit din Ioan 14 că a spus, diavolul nu are nimic în mine. Nu a fost cu rezerve. Total hotărât să facă voia Tatălui. Orice ispitire a fost. Și rețineți din această primă idee, nu doar că
Domnul a fost hotărât, cum scrie, hai să vă citesc și asta, spune în Evanghelia după Luca, la capitolul 9, în versetul 51, și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Și n-a contat că Petru i-a spus, te ferească Dumnezeu, nu, pentru asta a venit, până la ceasul acela, și a vrut să-și finalizeze cu bine chemarea și alegerea, cum vorbeam. Dar, încă ceva, atunci când Domnul Iisus a spus-o hotărât că merge pe voia Tatălui și a zis versetul 28, Tată, proslăvește-mă Tu, dar întâi proslăvește numele Tău. Știți că s-a rugat și în rugăciunea din Ioan 17. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Și oamenii, orică n-au fost atenți, orică nu le s-a fost dat să înțeleagă. Unii a zis că a fost un tunet, alții că a vorbit un înger. Și Domnul a spus, versetul 30, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Adică Dumnezeu Tatăl a dat o confirmare că Domnul Iisus a ales să-i slujească să fie mântuitorul lumii. Ca să știe tot că Tatăl i-a primit alegerea și că a fost o alegere desăvârșită. Mulțumim Domnului că a ales bine, a ales să facă voia Tatălui, a ales să ne mântuiască. Și spune în aceeași Evanghelie după Ioan, capitolul 6, versetul 38. M-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, care renunțat la sine, am citit în Filipeni 2, ci voia celui ce m-a trimis. Și ascultați, de fapt, ce a ales Domnul Iisus. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-i înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Și dacă moare careva între timp până vine Domnul, spunea Domnul și în continuare, și eu îl voi învia în ziua de apoi. Mă gândeam, fac aici o paranteză, eu la cine mă adresez în seara asta? Ce ziceți? Din ce am spus până aici și din tema care am anunțat-o, care a zis asta mă interesează sau cred că e pentru mine sau a zis asta e pentru un prieten doar sau... Ia vă rog, faceți puțină verificare. Aseară la noi la biserică au venit dirijorii și au spus vrem să dăm un test la toți fanfariștii, anunțăm și cine nu se ridică la cerințe, că e mai vechi în fanfară, că e mai nou, îl declasăm. Ce-ar fi să facem și noi o probă din asta și să vedem dacă am ales bine și dacă suntem statornici și dacă Tatăl ar confirma alegerea noastră. Dar rețineți că e o încheie ideea asta. Domnul Iisus a ales să ne mântuiască. Rețineți expresia să nu pierd nimic. Cum spune Ioan 3:16, oricine crede să nu piară și... ăștia de la instrumentele astea mai mari, nu știu cum le cheamă pe toate, așa și de la astea mai mici. Oricine, orice vârstă, orice om. Doamne, îți mulțumim că ai ales așa. Trecem la o doua idee. Între ce și ce avem de ales noi? Ascultați cuvintele, Domnule, versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că da, grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dacă moare, aducem un rod. Un experiment. La îndemâna oricui, nu? Nu știu cât de mari agricultori sunteți, că acum au trecut vremea așa, să semănați cu mâna și să mergeți la seceră, nu? Dar tot pricepem câte ceva. Dacă avem un bob de grâu, și fetele astea pricep, care au cântat frumos, un bob de grâu, știți ce ăla, nu? Nu-l confundați cu un microchip, ăla e mai mic, nu? Și dacă îl ținem ca la cel mai frumos bibelou, ca la un talan de aur, îl ținem în vitrina noastră, ce e un bob de grâu? Cine știe care e mai chimist aici? Ca în câte vreme un bob de grâu rezistă și nu se descompune, nu se fărămețează, nu știu ce s-ar întâmpla cu el, cum se distruge, nu știu. Dar dacă un bob de grâu îl punem în pământ și dă Domnul ploaie și pământul își face treaba, la anul o să fie câteva bobe de grâu, nu?
Și dacă la anul repetăm operația, în următorul an câte boabe de greu vor fi? Și dacă tot repetăm operația 100 de ani, câte boabe vor fi? Și dacă tot o repetăm 1000 de ani? Băi, dintr-un bob de greu, dacă tot continuăm așa cu operația asta, de semănat și secerat, ajungem la o infinitate de boabe de greu. Dintr-un bob de greu? Dar care a fost alegerea? Să-l păstrăm sau să-l îngropăm? De ce a vrut Domnul să spună cu pilda asta? Ascultați acum. Cine își iubește viața, versetul 25, în lumea aceasta, adică viața asta de 60, 70, nu, unii vreți 100, foarte bine, o va pierde. Ăsta e bobul tău de greu, viața asta. Și tu ții la ea să nu te atingă cineva, să nu te îmbolnăvești, să nu îmbătrânești, asta nu reușești, nu? Zice, o va pierde. Mai degrabă sau mai târziu, orice om la tinerețe strălucește, la bătrânețe pălește. Cum ce poetul? Omul este ca și trupul, ca și ceasul care merge automat, dar constați că după o vreme piesele i s-au uzat, nu? Dar cine șurăște viața, măi, s-o îngropi, s-o ascunzi în lumea asta, se întâmplă ca și cu bobul de greu. Din ea se naște mai mult, mai multe vieți, mai mulți ani. O va păstra pentru viața veșnică. Adică într-o imagine noi avem de ales între viața din lumea aceasta și viața veșnică. Numai că vorba poetului, aici se manifestă niște baiuri că omul vrea să ocupe două raiuri. Cu orice preț, cu riscuri de mormânt, vrea unul în cer, dar și unul pe pământ. Numai că e alegere, și spune poetul mai departe, și atunci când toate planurile scad, din două raiuri mai rămâne un iad. Trist. Dar vreau să privim dincolo de această imagine de frontispiciu. Între ce și ce avem de ales? Spunea Domnul Iisus Hristos așa. Ascultați. Versetul 26. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze. Că modelul nostru de viață este Domnul Iisus și titlul din seara asta l-am pus să alegem ca și Domnul Iisus Hristos. Și avem de ales între voia lui Dumnezeu și slava lumii. Și spune în același capitol 12 cu 43, hai citim mai sus să înțelegem. Când le-a predicat, au crezut în el, au știut că așa este, cum și tinerii noștri, dacă argumentăm din Biblia, spunem așa este. Sau prietenii care sunteți aici. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor. Nu-l mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Cu cine să încep? Hai să zicem cu fetele, că au cântat frumos. Când este vorba să alegeți voia Domnului, așa să fiți merite, fără prietenii pe rețele socializare, îmbrăcate cuvincios, și slava lumii, să vă arătați voi pe Instagram cât sunteți de nu știu cum, ce alegeți. Când ai de ales între ce se predică la adunare, între ce spune tata și mama și cât de cool arată colegii, nu? Păi atunci te aranjezi așa ca să seameni cu lumea. E o alegere, dragii mei. Dar nu uitați, Domnul Iisus a refuzat să meargă la greci, a refuzat oferta diavolului de a privi toată strălucirea lumii, că a făcut alegerea pentru slava lui Dumnezeu. Spune Biblia despre Moise, să vi-l dau ca exemplu, Evrei capitolul 11, scrie de la versetul 24 că Moise, cum știți, a fost salvat din Nil, crescut la casa lui Faraon, dar n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon,
și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Măi, Moise, păi stai cu robii la colibă să faci la cărămizi în loc să te distrezi la palatul lui Faraon. Ce-i cu tine? Ce alegere e asta? Alegere care nu privește numai viața asta, că diavolul numai aici poate promite, de așa aici nu face tot ce promite, că e mincinos. Ascultați de ce a ales Moise așa, versetul 26. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Dragii mei, Domnul Iisus a ales bine și pe aceeași pagină vă citesc ce scrie despre El. Și să luăm ca model 12:2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care a pus înainte, acolo sus, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta lui Dumnezeu, la dreapta scaunului Său de domnie. Alegeți! Între o poziție temporară și una eternă, între a te lăuda oamenii sau a te cinsti Dumnezeu. Spune în Evanghelia după Luca, în capitolul 16, citesc cuvintele Domnului de la versetul, ascultați, 15. Voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Căci ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Băi, tot așa scrie și pe slovăcește? Înseamnă că se pricepeți toți, dragii mei. Asta e alegerea. Să te laude Dumnezeu sau să te laude oamenii. Chiar dacă e libertate, spune în a doua Timotei, capitolul 3, versetul 12, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Iisus Hristos vor fi prigoniți, adică lumea iubește ce ai ei, sau hai să vă citesc din Ioan, toate sunt la fel, spune Domnul în Ioan 15:18, dacă vă urăște lumea pe mine, m-a urât înaintea voastră. De ce? Pentru că a ales să nu fie cu lumea. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este a ei, dar pentru că nu sunteți din lume și eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Dar nu-i nicio problemă. Dacă pricepi asta, să vă dau un exemplu plastic. Imaginați-vă cum s-a întâmplat de atâtea ori pe pământ, în țări, în imperii, până a fost o conducere, să zicem, o dinastie. Cei ce au fost în conducere au fost slăviți, alții în opoziție, acolo poate închiși, arestați. Dar când s-a schimbat regimul, s-a schimbat cei de pe tron la pușcărie și cei din pușcărie pe tron. Așa va fi la venirea Domnului. Și eu aș vrea să fiu curat de sângele dumneavoastră. Chiar aseară citeam într-o carte că cineva a avut o răpire și a întâlnit acolo pe niște pocăiți, de aia spuneam că mă adresez la toți, care au ajuns în pierzare. Și între altele, o soră de acolo, să o numim, îi spunea într-una la păstor, de ce nu mi-ai spus? De ce n-ai spus adevărul? De ce n-ai spus pe față? De ce, cum spune românul, le-ai cocoloșit? Și păstorul se scuze și că zicea, doar că și voi ați avut Biblie. Da, mă, am avut, dar de predicat, numai tu ai predicat, nu noi. Și se împărțea vina și pe unii și pe alții și împărțea o sândă. Eu nu vreau să-mi iau o sândă după seara asta. Aș vrea să salveze cine vrea, să facă o alegere bună. Aveți de ales, repet și închei ideea, între viața după gândirea lumii acesteia, cum spune la Efeseni la capitolul 2 de la versetul 2, după mersul lumii, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează în fine ascultării, în pofte, în plăceri, în gânduri, asta. Și, cum spunea Domnul Iisus aici, viața veșnică. Și viața veșnică o dă Domnul celor ce refuză viața în lumea aceasta, adică stilul de viață a lumii acesteia.
Aș vrea acum în al treilea rând, și ăsta e capitolul practic, să vedem în mod concret ce înseamnă să alegi ca Domnul Iisus, să alegi viața viitoare și să refuzi viața de aici. Ascultați cuvintele Domnului din Evanghelia după Luca, din capitolul 9, versetul 23. Dacă voiește cineva să vină după mine, adică să aleagă așa ca mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și aceeași idee, și în altă predică a spus, fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și hai să mergem pe varianta întâi. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Deci dacă vreți, dragii mei, și repet, spun asta și pentru pocăiți, că s-ar putea să fi făcut alegerea așa verbal, dar nu în fapt, în scris, dar nu real, ca să ne fie ușor în lumea asta, dacă am ales să fim pentru lumea cealaltă, știți unde scrie în Biblie de lumea de apoi, de lumea viitoare, să ne lepădăm de noi înșine. Asta a făcut Domnul Iisus și de aia a putut să facă o asemenea alegere. S-a dezbrăcat de sine și a decis să-L asculte pe Tatăl. Dușmanul este noi, în primul rând, și face o reacție foarte puternică, o legătură bună cu lumea de afară. Că lumea de afară trăiesc în voia lor, în gândurile lor. Și după firea noastră, așa ne-ar tuna și pe noi prin cap, așa-i? Să facem ce vrem, să n-aibă nimeni treabă cu noi, cum ne place și cum știm. Și n-ai cum să fii plăcut lui Dumnezeu dacă te duci după mintea ta. De-aia Domnul a spus, vreți să veniți după mine? Să vă lepădați de voi înșivă, adică să nu mai faceți cum vreți voi, cum gândiți voi și să mă ascultați pe mine. Asta e legea pocăinței. Legea lumii este iubirea de sine. Legea sfântă este lepădarea de sine. Vă amintiți de momentul din Ghețiman când Domnul Iisus a fost și el om în carne și oase? A zis, Tată, dacă se poate să depărtezi paharul acesta de la mine, da, regula rămâne, nu cum vreau eu, ci așa cum vrei tu. Cât sunteți de lepădați de voi înșivă? Când ne cere Dumnezeu ceva, dar Dumnezeu uneori ne cere prin părinți, ne cere prin frații de la adunare. Sunteți dârzi așa la fire? Sunteți din aia acolo, sunt doi, în Matei 21 scrie așa că s-a dus un tată care avea doi feciori, 28, și a zis unuia, du-te și lucrează în via mea. Mă duc. Nu, acesta primul a spus, nu vreau. Ca și cum v-am sfătuit noi de acum, să vă purtați frumos, să vă împăcați, să iertați, cine a înjurat să nu mai înjure, cine a băut să nu mai bea, cine a furat să nu mai fure. S-a dus la celălalt și a zis la fel. Și a zis, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Vedeți, oamenii sunt de două feluri, dar amândouă zrele. Unii ți-o spun pe față, nu vreau. Alții spune, bine, o să facem, dacă încolo tot nu fac. Că nu-i lasă eu din ei, că ei vreau altfel să fac. Da, bine că măcar unul din ei i-a părut rău și a zis, mă duc. Îmi amintesc că înainte de nuntă, eram tânăr, au venit frații și ne-au spus cum să ne comportăm la nuntă. Și eu neam ca voi și dacă nu slovac, am zis că nu vreau așa. Măi, dar după ce m-am dus acasă, băi, dar de ce să ne căjesc pe frași, pe părinți? Și am lăsat, cum au zis ei. Că tendința asta, repet, în fiecare dintre noi, dacă ar fi să întreb femeile, ți-e ușor să lași, cum zice bărbatul? Măi, ce greu e câteodată de zici că te trimite în lagăr, nu? Copii, e greu câteodată să asculți așa de tata, de mama. Ce? Ce spui mie? Ce?
Da, asta e greu, dragii mei, când e vorba de alege. Să te lepezi de tine însuți. Și vin alții cu propuneri, cum s-au luat Domnul Iisus. Hai cu noi în Grecia, lasă pe ăștia. Nu, că eu așa am promis la tata și așa fac. Și asta e frumos, să slujim Domnului cu bucurie, cu dragă inimă. Da, dar spunea Domnul, aici revin la Luca, la capitolul 9, că după ce ne-a lepădat de noi înșine, avem de luat o cruce. Adică asta e ceea ce urmează, asta e înmormântarea, să îngropi bobul ăla de greu, să suporți ocările celorlalți, să suporți paguba uneori, să taci, să fii smerit, să porți cruce așa de fiecare zi. Și tu tot mori. Da, tu mori, dar înviezi. Domnul Iisus știa că urmează crucea și putea să o evite. La o adică au zis că și putea să roage pe Tatăl să-i pună la îndemână mii de îngeri, zeci de mii. Da, atunci cum rămâne cu ceea ce am ales? Vedeți, dragii mei, unii nu se pocăiesc pentru că nu pot să renunțe la ei și ei au fost cineva. Dar care om e cineva cu adevărat? Acum știți că se discută dacă mai candidează, ci că ăsta din America, John Biden, nu? Dar unii spun, mă, dar deja e bătrân, mă, ca să mai pierde cât într-o vorbă, nu știu. Poate a fost obosit, să nu criticăm pe mai marile poporului lor. Dar hai să zicem că mai candidează, acum nimeni de voi, Constituția, nu m-am comandat. Dar voi, câți președinți au fost de la 1776, de când au independența, unii-s? Apoi bogații care au fost, nu? Îmi spune poetul, unde-s marile vedete, cântăreții sau actorii, sau savanții cu renume, sau vestiții luptătorii? Unde e lumea cu elită, cât și lumea de el umilită, care a căzut în luptă în puternica ispită? Să privim acum spre slava lumii care e trecătoare? Să mai satisfacem corpul cu dorințele-i murdare? Dragii mei, de ce se alegem atât de efemer în loc de etern? Doar așa că avem noi mofturi? Doar așa că să fim în ton cu alții și să ne laude? Măi, care dacă vă laudă, vă dă o diplomă care rămâne? Oamenii țin, măi, la o poziție, o diplomă, m-au lăudat, mă, am acolo like-uri pe stradă. Până vine apa și le spală pe toate. Păi eu sunt cineva și o să mai fim ultim cineva. Păi eu sunt o doamnă respectată, mă știu, cum adică să mă plec eu, să îmi pun un batic în cap, să mă pun pe genunchi, să mă rog, auzi, să mă calci pe mine noră mea în picioare, să... Păi eu? Păi tocmai tu ești marea problemă, că nu vrei să te lași îngropat, bobule de greu trecător. Și ai ales să fii în vitrină în loc să fii mormânt, că te-ai uitat la moment în loc să te uiți la viitor, la veșnicia care contează. Dumnezeu să vă dea har să alegeți bine, să renunțați la pretenții, la ambiții, nu voia noastră. Și frumos cântăm noi, voia ta, voia ta, măi, tași, măcar trebuie să cântăm, voia mea, Doamne, dar până când tot nu mă asculți odată? Că eu așa vreau, numai cânt așa, că așa-i versul. Să fim sinceri cu Dumnezeu. Cum cineva era nemulțumit că Dumnezeu nu-l ascultă și altul l-a întrebat, măi, dar tu cum te rogi, cum ești Tatăl nostru? Păi să facă voia ta, nu mai zi așa. Zice, Doamne, să facă voia mea. Vezi, poate te ascultă. Măi, și poate te ascultă. Dar să știi că nu e mare afacere dacă te ascultă. Ce-am putea noi să cerem la Dumnezeu? Ne tot lungească zilele, nu? Așa, în starea noastră, de oameni, de slăbiciuni, scrie de unii că au ajuns bătrâni, sătui de zile. Apoi vă spuneam să-ți poți lua crucea și în al treilea rând scrie acolo și să-L urmezi pe Domnul că mai este ceva. Spune în textul citit, 12:26, dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti, că nu-i destul să fii numai pocăit,
trebuie să și slujești. Trebuie să lăudăm fanfariștii că ei slujesc, măi. Așa e că ar fi putut să mergi să jucați un fotbal până veniți la repetiții, dar voi ați ales, măi, nu acolo, ci aici. Alții aleg să slujească, să meargă, să îngrijească de un bătrân, să ajute la o femeie cu copii, fetele, să zic, care avea de ales, nu? Dar toate astea, spunea Domnul, scrie Matei 25, că în ziua aceea se va spune când ați făcut la X și la Y, cum le-am făcut? Domnului le-am făcut. Și ce bine va fi atunci că bobul nostru de grâu o să rodească cu mai mult spor. Unul o să dea 30, altul 60, că nu m-au fost pocăit-o și slujit. Și-o slujit cu dragă inimă, că viața asta trece, dragii mei. Pare-mi că vă spuneam eu odată că soția mea care a plecat la Domnul a zis în ultimele zile, îmi pare rău că n-am slujit mai mult, deși când au auzit-o copiii, au zis și eu în primul rând, n-au unii să slujească mai mult, că nu încăpea că a făcut mama în 50 de ani, cât alta într-o 100. Și tot au zis că puteam sluji mai mult, că voia Domnului este să cercetăm pe orfani, pe văduve, zice în Tit, capitolul 2, capitolul 3, să fim cei din tâi în fapte bune și să nu stăm neroditori. Domnul Iisus a avut o viață scurtă, dar plină de activitate, că a venit nu doar să moară pentru noi cu lepădare de sine, a venit să slujească. Și s-a oprit la un necăjit și a vorbit cu un altul și s-a îngrijit de un altul. Ma, poate am vrea și noi să facem minuni ca Domnul, nu? Da, să facem numai ceea ce se poate. Dumnezeu să vă dea har să slujiți cu dragă inimă. Și încă ceva, și mă apropiu de încheiere. Am ținut să citesc și versetele 35-36 care spun așa, a zis Domnul Iisus, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unui care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întuneric, cu cine umblă în întuneric, nu știe unde merge. Știți de ce lumea nu alege să slujească Domnului, frați, surori, prieteni care sunteți aici? Ei nu văd departe, că nu-i lumină. Și care are lumină și vede cum scrie în Evrei 11:13, că a văzut Avram până în rai, văzut de departe. Mă, ce țară e acolo, ce ne așteaptă! Și așa au fost de fascinat și de atras de ceea ce vedea prin credință când scrie acolo, că nu s-a mai uitat înapoi. Dar care nu vede și vede numai ceea ce e aici și numai ce e astăzi și numai ce e mâine și atât. Dragii mei, când auziți de împărăția lui Dumnezeu și când Domnul vă vorbește, vi se aprinde lumina ca să vedeți până acolo. Și spune, câtă vreme aveți lumina, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Și se încheia textul cu cuvintele, a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Spune în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, versetul 41, că Domnul s-a apropiat de Ierusalim. A văzut cetatea și a plâns pentru ea, știți de ce? Că le-a predicat și n-au înțeles. Și au zis, de acum plec și lucrurile se ascund, că n-ați vrut să primiți lumina și să vă fie clar asta. Și zice, n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Am întâlnit oameni în viață și prin biserici pe unde merg și spun asta și pentru copiii pocăiților și pentru cei ce sunteți din altă biserică, oricare ar fi ea. Am văzut oameni care au venit o vreme la biserică, repet, fie copii, tineri, prieteni, săptămâni, luni, unii s-au pocăit și alții n-au mai venit. Au venit, s-a aprins lumina, dar degeaba s-a aprinde lumina dacă tu nu te uiți bine. O spune în Deuteronom 30:15, îți pun înainte viața și moartea, binele și răul, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Dumnezeu să vă dea har să ascultați când El vă cheamă, când vă luminează mintea, să nu vă faceți că nu vedeți. Scrie întorc pagina în Luca 20 că
au venit la Domnul Iisus, vă rog, rețineți preoții de seamă, imaginați-vă toți protopopii, arhimandriții, mitropoliți, episcop, arhiepiscop, ce-o mai fi pe la noi. Și cu bătrânii, cărturari, teologii, erau nedumeriți și au zis Domnului, cu ce putere faci tu aceste lucruri, se minunau, păi cum n-ar fi făcut și ei, nu? Să învieze morți, să vindece bolnavi, să oprească marea, pa, de dorit, nu? Și Domnul le-a zis, am și eu o întrebare. Botezul lui Ioan, și ce cerea botezul lui Ioan? Cum se numea? Botezul pocăinței, să renunți, să schimbi viața. Nu după sistemul lumii, după gândirea lui Dumnezeu. De unde vine? Și ei că le fugea mintea, versetul 5 au zis, dacă au cugetat, dacă răspundem din cer, are răspunsul la îndemână, o să ne spună de ce nu l-ați crezut. Dacă răspundem, na, de la oameni, o născocire, pocăiți, ei numai vin și ne învață asta. Măi, dar o să spună ceilalți, nu-i drept, măi. Și atunci s-au făcut că nu văd. Și au zis, nu știm de unde vine. Și Iisus ce le-a zis? Nici eu nu vă spun, adică atunci când Dumnezeu ți explică și îți luminează mintea și pricepi, dacă nu vrei să alegi bine, o să ți se încuie mintea și n-o să mai pricepi. Și am văzut asta la ai noștri în primul rând, la câte un tânăr, tânără, căsătoriți, măi, vii și le explici. Și pentru că nu s-au pocăit atunci când Dumnezeu i-a cercetat și n-au ales bine să slujească Domnului cu toată inima, după aceea nu mai pricep. Și din potrivă, trist, cred o lucrare de rătăcire. Și asistăm, dragii mei, la așa ceva. Pentru că m-am rugat Domnului și asta mi-a pus pe inimă să vă spun, de-aia am insistat să mă asculte și pocăiții și nepocăiții. Alegerea nu între a fi penticostal și reformat sau a fi penticostal și ortodox. Fă alegeri ca Domnul Iisus Hristos între voia lui Dumnezeu și lumea asta. Dar dacă vreți mai profund, alegerea nu între Dumnezeu și lume, între Dumnezeu și Satana, care se exprimă prin lume și prin natura noastră coruptă. Și ce trist că unii așa aleg și în final așa li se va și spune, duceți-vă cu diavolul în focul pregătit lui și îngerilor lui. Ce trist! Și asistăm din nefericire la astfel de alegeri păguboase. Repet și închei. Ați reținut cele trei idei care le-am spus? Unii spun că mai mult de trei idei nu se pot reține. Ei, dacă ne dăm silința, se poate, dar eu numai trei v-am spus în seara asta. Care a fost prima idee? Hai, face recapitularea, repede! Cum a ales Domnul Iisus Hristos? A ales voia Tatălui. Orice provocare a fost, a zis, nu, eu pe asta rămân. Da, asta a însemnat moarte, cruce, respingere. A ales bine? E deja biruitor în cer, slăvit să-i fie numele. Între ce și ce avem de ales noi? Pe de o parte, între viața din lumea aceasta și viața veșnică, pentru că nu se poate cu amândouă. Ori trăim după gândirea lumii și ne asemănăm cu lumea, facem cum vrem, cum ne place, până moare bobul de grâu, îți trec poftele și într-o zi, cu bani sau fără bani, cu fanfară sau fără fanfară, bolovane peste el. Cum spunem în Corinteni 15, că este îngropat în ocară. Nu îngropa nimeni în slavă. Că dacă ar fi în slavă, n-am dat cu pământ pe el. Ce, ai slavă? După ce îl auzi, dă-i cu bolovane. Nu. No. Toți sunt îngropați în ocară. Dar scrie că sfinții înviază în slavă, pentru că unii au înțeles că față de lumea asta trebuie să te închizi, să te retragi, să fii disprețuit. Asta e pocăința. Eram la Zalău, a fost o părtășie cu tineri într-o sâmbătă, a fost părtășie și dimineața și după masa. Și când a început părtășia după masă, vine o mamă, o nefete și spune, știți ce mi-a spus fata mea? Mama,
Cu fiecare zi ce trece am înțeles că a fi a Domnului și mă apropie de Domnul înseamnă să fii departe de lume și diferit de lume. Mă, îi spune la fata, dacă o înțeles bine. Asta e pocăința. Asta e alegerea bună. Și v-am spus în ultimul rând că dacă noi alegem asta, să trăim departe de lume, să alegem și să slujim Domnului. Că s-ar putea să vrem doar așa, și am întâlnit unii pocăiți care îi spun că și în bancă, stau acolo cu minți în bancă, ei sunt liniștiți și așteaptă să-i mute Domnul din fotoliul adunării într-un alt fotoliu în rai. Am întrebat tot pe un frate, băi, vrei să te implici tu la ceva? Om de ordine, te văd un om cu gândire, era inginer. Și eu m-am gândit că e destul că vin și stau acolo cu minte și în rai tot așa leneș vrei să fii? Sau înțelegi că voia Domnului este să și slujești, să te expui, asta presupune lupte suplimentare, timp în plus, dar se merită, va fi mai mult rod când vor răsări boabele de greu, amin? Și în ultimul rând v-am spus la asta a treia idee, că dacă accepți să fii lepădat de tine și să-ți iei crucea și să slujești, să știi că e doar o vreme când lumina asta îți luminează mintea. E har să pricepi. Ați înțeles? Sunt oameni. Și spunea Domnul Iisus, Matei 11, te laud, Tată, Doamne, că ai ascuns aceste lucruri de ce înțelegi și pricepuși și le-ai descoperit? Auzi, măi, păi n-am stat eu de vorbă cu oameni cu cap, măi. Și am încercat să le explic. Și mai degrabă mă pricepea un analfabet, măi. De ce? Oamenii sunt în întuneric, dar Dumnezeu când vine și ne luminează, dintr-o dată vedem orizontul și știi ce zici? Lași ce-i aici și mă duc acolo. Că aici e pe gata, dincolo de acum începe și nu se mai gata. Măi, să nu fiți ca și fiul lui Iacov, frații lui Iosif, știi? Când i-a băgat Iosif așa numai să le dea un mic test, știți ce-au zis? Ne ia măgari, că sacii erau goi. Și Iosif putea să le spună, băi, nu vă iau măgari, vă dau ce mai bun în țară. Dar așa într-o primă imagine, crede noi că atunci când te pocăiești, Dumnezeu îți fură și averea, îți ia și numele, îți ia ce ai. Păi îți ia că te încurcă. Pe unul l-a încurcat averea și a zis Domnul către el, ce să fac să ajung și eu în viața veșnică? În viața veșnică? Tu ești tare înnodat în viața de aici, mă. Tu nu te poți nezdoda numai dacă arunci averea. Că nu-s toți îngropați în avere, dar asta era acolo înmormântat, sub bani, sub pământ. Spune numai dacă de cumva ieși de acolo, atunci ți-ai crucea și ce a zis Domnul? Vei avea o comoară în cer. Doamne, ajută-ne să vedem care sunt adevăratele valori. Ajută-ne să alegem ca Tine și câte vreme ne luminezi, să fim hotărâți și să nu mai dăm înapoi niciodată că vom câștiga și asta pentru vecii vecilor. Amin.